Chiară e norat. Am dormit destul de ok, adică aseară am stat puțin să mă editez la vlogul de ieri. Am stat puțin să editez și na, l-am pus de dimineață. Deja în momentul ăsta, când filmez eu, videoclipul este pus de câteva ore, 2-3 ore, ceva de genul. Mai e puțin și trebuie să vină și meditatorul, că astăzi am meditații la matematică și după ce termin meditațiile, cred că o să mă duc să iau pe Ana de la școală, adică o să mă duc să iau și pe Ana de la școală. De data asta am vlogul de astăzi o să apară, pentru că ieri n-a mai fost câinele, mă rog, nu ne-am mai plimbat și asta e, măcar astăzi să o vedeți și voi pe Ana dacă sunteți curioși. Ce faci, domnișoară? Pregătesc masa! Pregătesc masa? Pregătesc masa! Eu tocmai ce am terminat acum meditațiile la mate și domnișoara pregătește masa. Ies din cameră și ce văd? Și ce să vezi? Un om la muncă! Ce faceți aici, frate? Muncim dacă tu n-ajuți. Îl pun la uscat, ia uite! S-a stricat chestia asta aici și... Și Adi nu mă ajută. Și trebuie reparată. Dar de ce vrei să te ajut eu pe mine acolo? Păi nu trebuie să înveți? Pune mâna și învață! Apropo, eu sunt tata lui Adi. A, nu, el e vecinul. E vecinul. Nu sunt vecinul. E vecinul. Instalator. Înainte. Și după. Și după. Șmecherii din astea, eu nu știu de astea. Învață! Învață! Eu nu știu chestii din astea, sunt mai fraier, sunt mai fraier eu. Pune și tu paharele. Știi, eu sunt mai fraier, nu știu să fac chestii din astea. Să zice că astăzi copiii sunt din ce în ce mai deștepți. Știi de ce? Trebuie să le furi, nu trebuie să le înveți. Știi de ce? Că sunt copiii în ziua de azi mai deștepți? Păi de ce sunt mai deștepți? Pentru că mamele lor, în timpul sarcinii, merg 9 luni de zile la școală. Încă. Wow! Deci mamele lor sunt la școală încă. Wow! Și când se nasc, ei se nasc deja deștepți. Wow, ce glumă! Să mor eu! Te-a dat pe spate, nu? Mamă, eu tremur tot. Nu e o glumă, nu e o glumă, face parte dintr-un studiu, pe bune. Vorbesc, am mai auzit una, o fază. Zice că femeile au început să-și pierdă din ce în ce mai devreme dinții. De ce? Imediat după nuntă încep să-ți zic la tine. Frate, eu sau de nu plec, îmi iau lumea în cap și plec, pentru că voi face niște glume. Desărate, despre copii. Deci pe bune, faci... ce lumină e acum. Deci faceți niște glume nesărate la adresa copiilor. Ne legăm de copii astăzi. Am ales să fac o scurtă plimbare pe afară. Adică, puii mei, e destul de urât totuși. Așa picură, plouă puțin. Și am zis să merg puțin pe afară, pentru că petrec destul de mult timp în casă și e destul de nașpa, sincer, să stau o grămadă ore în fund și să nu fac nimic. Din câte știi și mă și vedeți, sunt destul de plinuț și vreau să scap oarecum de câteva kilograme în plus și mi se pare destul de tare, sincer, pe afară când e așa și mi-e și dintr-o parte, dintr-o zonă în care nu sunt foarte, foarte mulți oameni, pentru că s-ar fi dat ciudat la mine, stând așa cu mână înainte și vorbind cu telefonul sau ceva de genul. Deci e destul de tare și oricum chiar mă liniștește o plimbare de genul ăsta. Chiar astăzi nu prea am avut foarte, foarte multă acțiune în vlog, deci pot să spun că îmi pare rău oarecum de chestia asta. Vă promit că din următoarele vloguri o să avem mai multă acțiune. Plănuiesc să-mi cumpăr un longboard și să învăț să merg pe el și să mă distrez și o să fac o grămadă chestii. Eu sincer nu mi-am dat niciodată pe un longboard sau pe un skateboard sau pe ceva asemănător, frate, și o să fie o chestie destul de nouă pentru mine. Vreau să-mi cumpăr pentru că
m-am spus și mai devreme, nu vreau să stau mai atât de mult la calculator. Vreau să mă fac mișcare pentru că sunt plinuț și vreau să scap de chestia asta. Nu vreau să fiu așa plinuț. Și sincer, singura modalitate pe care aș putea, singura chestie cu care pot să scad de kilogramele astea în plus, este mișcarea. Uite aici, avem lumină foarte, foarte bună. Și nu știu, fraților, am observat că pe unii i-au cam deranjat unele chestii din primul, primul vlog, cum ar fi că nu se vede bine nu știu unde, că e o problemă la luminozitate sau ceva de genul. Dar trebuie să mă înțelegeți că e la început, nu știu să folosesc camera atât de bine, nu știu să am lumina cum trebuie, să luminez cum trebuie, asta e problema, nu prea știu cum să fac chestiile astea. Și o să mai dureze până încep să mă obișnuiesc cu diferite tehnici și diferite feluri de a filma. Frate, dar e ciudat când trece așa pe lângă oameni, se uită la tine, e ciudat, like. Știu că cineva se plângea că nu am făcut multe chestii în vlog, dar în celălalt vlog pot spune că am făcut chiar destul de multe, dar în ăsta vă puteți da seama ce să comenteze acel băiat. Oricum, chiar vreau să am o activitate destul de mare cu vlogurile astea, pentru că chiar îmi place și chiar vreau să fac lucrul ăsta. Și... Fuck, dude! Deci nenea la roșu de acolo, băiatul la nenea la roșu, a trecut pe lângă mine și gen... trecea pe lângă mine și face... sau ceva de genul. And I'm like, what the fuck? În caz că n-ați văzut, peste tot în casă avem icoane și chestii din astea. E de să... Aoleu! Sunt aici cu domnișoara. Domnișoara. Și nu știu cum să vă spun eu vouă, dar... dar avem cam un obicei să numim toate animalusele de pluș, să le numim, să le dăm un nume. El este covrigel. El e covrigel. Are coada răsucită. Covrigel, coadă de purcel. Mai avem și păsorinări care îl ținem în cutie. Aoleu, da, chiar. Care le avem de atâția ani. Exact. Să știți că ea citește toate comentariile de la orice clip al meu, gen vloguri și chestii astea. Că la gaming nu prea se uită, dar se uită la toate. Așa că vă văd comentariile. Și mi-a spus că oarecum tu chiar îi reții pe unii băieți? Da, bineînțeles. Le reții numele? Că le reții numele? Mi-ai zis că le reții, dar... Dar nu crezi? De ce nu crezi? Mai ții minte tu când erai la grădiniță, la fel că îi învățase și pe toți copiii cum îi chemau? Deci eu cred că îi știam pe toți de la grădiniță cum îi chemau. Și la fel s-a întâmplat și la școală generală și la liceu. Deci îi știam pe toți și cred că și în ordinea alfabetică. Bine, la liceu nu prea m-am interesat. Da, dar... da, știi pe tot. Da, hai să vorbim despre, îți amintești de colega ta? De cine? Colega ta care întâmplător, tu știai cum o cheamă, pe fata aia săracă amețită de la liceu, nu mai ții minte, era puțin cam amețită ea. Nu mai ții minte, așa, și deci colega Laura, ta... Laura, sau ceva de genul. Nu, Gabriela o chema, măi. Era colega ta și deci ea nu-ți reținuse numele, schimb, tu știai, bineînțeles, cum o cheamă. Ah, da, chiar, da, mi-aduc aminte. Și când v-ați întâlnit odată pe un joc... Nu mai știu ce jucați, LOL sau nu mai știu ce. Nu mai știu, Metin sau ceva de genul. Da, exact, când era... Când era vola aia cu Metinul, era Doamne. Metinul în vogă, da. Mare vogă, așa. Și v-ați întâlnit în Metin. Și i-ai spus, păi sunt Adrian, colegul tău de clasă. Pă, Adrian, care? Care Adrian? Da. Doamne, deci nu înțeleg. Deci după 2 ani de școală, dar deci ea nu știa cum te cheamă, în schimb, tu din prima săptămână îi știai pe toți cum îi cheamă, în ordine alfabetică și cum stăteau în bancă, absolut tot. Ne uităm, De ce te uiți la mizeria asta? Că nu, a rămas televizorul așa, că nu mă uit la televizor. E o mizerie în puii mei. Eu citeam aici. Acolo e un stepper și cântarul pe care nu vreau să urc. Te rog frumos, ăla nu știu cum se cheamă stepper. Nu-i stepper, e ceva de abdomene. Ceva de abdomene și îl pun amuză, exact. Personal. Deci, pe chestia aia, pe prostia aia diavolului, nu urc. Adică cântarul nu urc.